Salut și bine v-am găsit, numele meu este Arete și astăzi continuăm seria Arete Tips and Tricks. Este episodul cu numărul 2 și sincer, dacă nu v-ați uitat la primul episod, o să-l aveți în dreapta sus. Sper că am arătat bine, dacă nu o să arăt aici, în dreapta sus. Am arătat în ambele porți, că sincer nu știu exact care e dreapta acum, cred că asta e dreapta. Toate că la mine e stânga. Mă rog, revenind la subiect, să nu batem câmpii, revenim la oile noastre. În primul episod v-am detaliat ce aveți de făcut în joc. Facem o scurtă recapitulare, jucători, formații, instrucțiuni, setări din joc, multe meciuri, practice-uri, etc. Mă rog, astăzi gorilienii mei o să vă introduc și într-un mediu mai uman, să zic, care nu depinde neapărat de șansă, de noroc, de script, de jucător, de etică. Constă doar voi aveți puterea asta. Sincer, o să încep cu prima chestie, care cred că este foarte generală, dar consider că este cea mai importantă. Mentalitatea. De ce spun mentalitatea? Mentalitatea constă în felul următor. Ca să vă dau un exemplu. Dacă ești în meci 1, să zic un pic mai bun sau la fel de bun ca și tine, și îți dă gol prin 70, ce faci? Te demoralizezi. Ăsta e primul instinct. Zic, mamă, mi-a dat gol, nu știu ce se întâmplă, a căzut cerul pe mine. Nu. Pui în secunda 2 pauză, constant pressure, mulți players in the box, forward runs, direct passing, nu știu, toate tâmpelile, toate drăcovenile și la cornere și la free kicks și la tot. Te duci peste el, îl mănânci. N-ai altceva ce să faci decât să-l mănânci și să sper că poți să-l întorci 2-1 sau măcar să-l bagi în prelungiri. Ca un fapt divers, chiar în weekend league-ul ăsta, chiar în weekendul trecut mi s-a întâmplat, m-a condus 1-30 la pauză, cred că am avut 3-1, am bătut 4-5. Datorită tacticilor și datorită pressing-ului, să spun, dar nu a renunțat. Asta e chestia, să nu renunți. De asta vă zic de mentalitate, să ai totul, să nu te descurajezi și să vezi partea plină. Chiar dacă câteodată o să vezi un script nenorocit care nu te lasă să dai un gol, poate te lasă un portar extraordinar care are puteri supraomenești, nu vrea să te lase să-i dai gol, sau dă Mbappé pe verde, dă pe lângă, sau mai știu ce, Ronaldo, Messi, finesuri nu intră, sau mai știu ce. Bun, se poate întâmpla, dar e ok să stai calm și să știi că în 90 de minute electronice de FIFA se pot întâmpla foarte multe. Se pot întâmpla foarte multe. Bine, acum nu mă trebuie greșit, dacă, de exemplu, adversarul are 3-0 și 85, e greu de bătut, e aproape imposibil, chiar imposibil să-l întorci, dar nimic nu se știe. Chiar nu poți să știi ce se va întâmpla într-un joc de FIFA. Bun, trecem la tipsul numărul 2, calmul, pe care, sincer, nu pot să zic că îl stăpânesc îndeajuns de bine și eu mai am câteodată că te enervezi, mai dai un pumn în birou, mai, nu știu, mai zgâlți așa puțin microfonul, mai dai de el, de brațul de microfon, de căști, de, nu știu, de mouse, orice, deci se poate întâmpla să ai un mic rage quit. Pe cât posibil trebuie să înlăturăm rage quit-urile și asta mi le zic, sunt niște tipsuri foarte bune și pentru mine, să nu mă mai enervez destul de nașpa sau să mai știu eu ce să, nu știu. Că până la urmă voi pierdeți un pic de energie. Când acele rage quit-uri, voi pierdeți un pic de energie. Faceți, vă dați cu capul, nu știu, dați cu capul în perete, vă aruncați, nu știu, în pat. Lipsă, e consum de energie și asta e foarte rău. Sincer, este foarte rău. Bun, trecem la tipsul numărul 3, pauza. Pauza, ce mă refer la pauză? Pauză, pot să vă dau un sfat și în joc, cât și în viața reală. În joc, sincer, v-aș recomanda, când intrați în prelungiri cu cineva, lăsați toată pauza, lăsați absolut toate secundele, toate 30 de secunde sau câte 30 de secunde, parcă sunt, nici nu mai țin minte, 30 de secunde, lăsați-le pe toate să treacă, uitați-vă bine la formații, beți o gură de apă și intrați în prelungiri și îl bateți. Nu vă grăbiți repede, mamă, intru în prelungiri, mă bate la penalty sau ceva de genul, nu, te duci și îl bați, te duci și îl bați. Te purți cu bocancii pe el, purți cu bocancii. Bun, și pauza din punct de vedere care are legătură cu tine, mă, dacă ai pierdut un match, nu e mult neapărat să faci o pauză. Poate întâmpla, it happens, adică nu. Dar dacă pierzi 2-3 consecutiv, du-te frate, du-te, bea o apă, du-te, bea o cafea sau mai știu ce, du-te la baie, spalte pe față, nu e ok, nu, chiar asta mi s-a întâmplat de multe ori, că eu jucam foarte multe meciuri și nu luam pauză, asta era problema mea, că nu luam pauză, chiar nu luam pauză și cu al naiba, cum mă enervam,
în trecut, acum nu prea mai fac chestia asta, jucam din ce în ce mai multe și jucai din ce în ce mai prost, pentru că tu te gândeai la meciul ăla primul pe care l-ai pierdut, nici nu știi că a trecut 2-3 meciuri și l-ai pierdut așa fără să le vezi, chiar nu-ți dai seama. Bun, sfatul cu numărul 4, energia. Vă ziceam, energia, nu trebuie să vă consumați energia, chiar dacă ați dat un gol, să zic, în minutul 90 sau mai știu eu ce. Da, ok, în minutul 90 e ok să vă bucurați, să, nu știu, să vă ridicați de pe scaun, să vă duceți, să alergați în jurul camerei, ok. Dar dacă în minutul 60, cumva, în minutul 60, boys, nu faceți greșeala asta, pentru că este o lipsă de energie, o lipsă de consum. Nu vă puteți apăra, ca să vă dați, kick-off-ul e cel mai anașpa. Nu ai ce să-i faci la kick-off, chiar nu ai ce să-i faci. Și normal ar trebui un sfat de al meu pe care vi-l dau, dați skip la reluare, bucurați-vă așa un pic, dați skip, după aia apărați-vă pentru kick-off, să-i dați golul 2, să aveți voi avantajul de kick-off. Asta mi se pare senzațional, să-i dai un reverse 1, să zic așa, să-i dai o carte de reverse 1, bum, ți-am dat 2-0, mi-ai făcut 1-1. Și deja playerul celălalt e tiltat, n-are nicio treabă și probabil e GG, țineți de minge și ați câștigat meciul. Bun, și nu în ultimul rând, al cincelea și pot să zic unul dintre cele mai importante după mentalitate ar fi pozitivitatea. Pozitivitatea ce înseamnă? Ai luat un gol în 80, dacă ai pierdut un meci la penalti. Nu, dacă ai ratat un penalti, dacă ai ratat penaltiul decisiv sau așa. Încearcă să te gândești la lucrurile bune pe care le-ai făcut. Ai ajuns până la penaltiuri cu un jucător bun. E de apreciat. Acolo e o loterie. Poți să câștigi, poți să pierzi. Nu se știe. Chiar nu se știe. Poate să pierdă un jucător extraordinar la penaltiuri, pentru că ăla știe mai bine sau poate a făcut practice-uri mai multe pe penaltiuri. Da, shit happens. Da, adică nu n-ai cum să controlezi asta și penaltiurile. Și chiar dacă le dai pe verde, mi s-a întâmplat de multe ori să le dau la verde, mi le scoate portarul Spider-Man. Era Donnarumma, era Spider-Man. N-ai ce să-i faci. Sau, nu știu, ți-ai luat un gol în 80. Încearcă să rămâi pozitiv. Zici, bă, nu mi-a luat goluri 80 de minute. Adică chiar m-am apărat aproape bine. Aproape bine. Și l-am băgat pe respectivul aproape în prelungiri. Sau, nu știu, am bătut 5-4. M-am apărat extraordinar de prost. Da, dar ai și atacat foarte bine. Ai și atacat foarte bine, ai dat 5 goluri. Ai luat 4, dar ai dat și 5 goluri. Trebuie mereu să te gândești și pot să zic un mic adaus. Înainte de a începe un meci, asigurați-vă că nu mai aveți remușcări față de meciul precedent sau sunteți prea euforici, că și asta dăunează, pentru că după vă treziți ca youtuberul vostru, streamerul vostru preferat are te, păi bate pe toți pe PC. N-are nicio treabă, bam, la 11-12-0, bam, pierd un meci. După aia zic, nu mai fac rancul. Boys, nu. Că pierdeți un meci, nu e sfârșitul lumii, sincer, chiar nu e sfârșitul lumii. Ok, bun, să zic, poți să ai un weekend prost, sau poți să ai o săptămână proastă, sau poți să ai, nu știu, un joc, nu-ți merge efectiv cu peciul, cu ăsta, se poate întâmpla. Atâta timp cât tu stai bine aici, ai câștigat meciul 70%. 70% meciul e câștigat. Că se poate întâmpla să fie unul la fel de pregătit ca voi, acolo intervine și norocul, intervine și șansa, intervine și scriptul, etică. Și chiar nu, acolo pot să zic că acolo intervine cine e mai bun pe moment. Poate el e mai slab, să zic, per total, dar voi sunteți mai bun pe moment sau mai știu eu ce. Se poate întâmpla. Da, boys, și ăsta ar fi episodul 2 din ART Tips and Tricks. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați și voi un like, un share, un subscribe. Sper că v-a plăcut. Să-mi lăsați un comentariu în jos cu ce parte credeți voi din aceste 5 tipsuri că este cea mai importantă după părerea voastră. Și ne auzim probabil tot astăzi cu un episod un pic mai special, dar nu vreau să vă dau spoilere. Așa că sper să vizionați acest clip. Sper că v-a plăcut. Și ne auzim tot astăzi un pic mai pe seară cu un video special. Ciao, vă pup!